Femeia jandarmă asupra căreia polițiștii au descoperit droguri este cercetată disciplinar. Sublocotenentul Andreea Cătălina Bumbac, fosta purtătoare de cuvânt a jandarmeriei române, este anchetată de polițiștii de la crimă organizată, dar și intern de o comisie de control. La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-a dispus în regim de urgență ca o comisie de control să verifice toate aspectele legate de conduita profesională a ofițerului, de raporturile de muncă cu ceilalți angajați ai brigăzii speciale pentru a identifica dacă au existat indicii care ar fi putut arăta un comportament care nu este în concordanță cu conduita și statutul unui cadru militar. De asemenea, din ordinul comenzii brigăzii speciale de intervenție a jandarmeriei s-a dispus începerea procedurii disciplinare prealabile. Se arată într-un comunicat de presă trimis marți de instituție. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au declarat că, în ciuda eforturilor de a eradica această problemă a drogurilor, inclusiv cei care sunt în poziții de autoritate și responsabilitate, nu sunt imuni la provocările și ispitele societății. Ministerul Afacerilor Interne are capacitatea de a identifica și aborda aceste cazuri chiar și atunci când implică membrii ai propriilor structuri. Asta demonstrează angajamentul Ministerului pentru integritate și respectarea legii indiferent de rangul sau poziția persoanei implicate. Ne reafirmăm în mod transparent, așa cum am făcut-o de fiecare dată, disponibilitatea de a oferi sprijin necondiționat instituțiilor statului român și ori de câte ori ni se vor cere informații care pot elucida astfel de situații, vom pune la dispoziție în regim de urgență toate datele solicitate. Se mai arată în comunicat. Reamintim, femeia a fost oprită de polițiști pentru un control de rutină în timp ce se afla în trafic. A fost percheziționată, iar în geantă i s-au descoperit mai multe pliculețe cu o substanță albă ce părea a fi cocaină. Tânăra ar fi spus că acele plicuri nu-i aparțin, ci sunt ale unei prietene care a rugat-o să le țină în poșetă. Femeia jandarm ar mai fi spus că nu știe ce se află în acele plicuri. Imediat a venit și o primă reacție din partea jandarmeriei române. Confirmăm faptul că în data de 19.11.2023, în urma unui control de rutină în trafic, polițiștii din cadrul secției 18 au descoperit asupra unei femei jandarm substanțe susceptibile a fi interzise la deținere. Menționăm faptul că aceasta face parte din cadrul brigăzii speciale de intervenție a jandarmeriei. Cazul a fost preluat de reprezentanții BCCO în vederea continuării cercetărilor. Relatează adevărul.ro.